Ioana îl asculta cu inima strânsă. În ultimele opt zile îl văzuse pe apucate, între două uși, agitat mereu de parcă i-ar fi fost teamă că scapă trenul, tot timpul cu ochii pe ceas. Insuportabila, exasperanta privire amantului, care consultă ceasul pe furiș. Vasile arăta prost, iar ochiul expert al pictoriței nu-i scăpă niciunul din amănuntele care trădau tensiunea și cumplitele frământări sufletești ce sfâșiau. Slăbise, pielea maxilarelor devenise puțin flască, moale, ca la buldogi, avea o culoare nesănătoasă spre vânăt, capul în general mic ar fi intrat cu ușurință în căciulița unui copil de 10 sau 12 ani. Spre nedumerirea pictoriței, Vasile nu reacționase așa cum s-ar fi așteptat când îi relatase discuția avută cu Andrei. Da, constatase la el o oarecare surpriză. Ză, chiar așa s-a exprimat? Un oftat de ușurare? E bine, nu o închipuiam că va înțelege atât de curând. Dar trecuse peste faptul în sine cu superficialitate, îl obseda altceva. Să o facă să priceapă că... Înțelegi, iubita mea? Inginerul vorbea precipitat cu energia omului care încearcă să se convingă în primul rând pe el de ceea ce spune. Înțelegi?" repetă inginerul. Da," îi răspunse în gând Ioana. Înțeleg că mă sacrifici fără șovăială, că m-ai sacrificat clipă de clipă." Trebuie să o văd pe picioare complet restabilită și după aceea... după aceea ce?" se interesă pictorița. Hotărâse să fie calmă și, de fapt, nu mai avea ce să-i spună. Repertoriul de reproșuri, argumente, inventive chiar, se epuizase de mult. Ești o femeie bună și înțeleaptă. Știu, ți-am promis că plecăm împreună în concediu. Și eu abia așteptam, dar ce vină am dacă a intervenit situația asta. Niciuna, Vasile. Poți-o lăsa să -o plece singură? Nu poți. Și n-ai să poți niciodată. Ești făcut să fii victimă să înduri să fi înfrânt. Ghinionul meu, că tu probabil încerci voluptarea perversă a sacrificiului. De ce smuși buzele? Tu ești iubita mea, Ioana. De aia poți renunța la mine. Interesant mod de a iubi. Nu, Vasile, tu nu mai iubi niciodată. Nu Numai bărbații adevărat știu să iubească. Tu n-ai fost în viața ta, bărbat. Abia aștept să mă întorc. Ce se va întâmpla atunci?" Vasile păru o clipă de ruta de întrebare, reluă la fel de înfierbântat. Totul va fi ca înainte, jur. Aha, înțelese pictorița, adică resturi de la festinul fiarei care se numește Madame Dumitrașcu. Amanta ținută sub obroc și unde ne rezolvăm problemele de pat. Mersi, prefer să-mi aleg singură meniul. Ciudat, simți dintr-o dată că nu trebuie să se mai străduiască să-și păstreze calmul. O cuprinse o liniște dulce, m-am resemnat. Și asta s-a întâmplat probabil mai de mult, dar abia acum îmi dau seama. Sigur, îl iubea încă, însă nu fusese niciodată partizana cauzelor pierdute. Pot lupta atâta vreme cât am măcar o șansă din zece. Da, tu retez orice iluzie, mă arunci. Mi-arunci o cârpă neagră peste viitor și nu mai întresăresc nimic. Dacă mă iubești și știu că mă iubești, trebuie să mă înțelegi. repeta a zecea oară Vasile. Te înțeleg îl privi fix în ochi. Dumnezeule mare, cum poți fi atât de ingrat, fi crâncen și în același timp înduioșător și naiv de egoist? Inginerul îi prins amândouă mâinile și îi le acoperi cu sărutări. Mulțumesc, draga mea, am să mă gândesc în fiecare clipă la tine. Ca totdeauna am să mă trezesc și am să mă culc cu iubita mea în gând. Chipul tău, chipul Ioanei, mă va însoți pretutindeni. Pictorița își înfipse unghiile în podul palmei. Nu te bucur, soro, o să-ți plimbe portretul pe alei ozonate de brazi, căr în sacoșa și pledune vestisi. Păi ce de colo? Ai să mă aștepți, iubito, da? Cu flori în gară. Da, Vasile. Și ai să fii cu minte? Da, Vasile, am să învăț să croșetez. Știi, ca să treacă vremea mai ușor. Se pare că e foarte sănătos pentru nervi. Dumitrașcu se trase puțin înapoi ca să o vadă mai bine. Nu știa ce să creadă, iar de când erau împreună, nu o văzuse ținând nici măcar una în mână. Mă ironizezi? Nici gând, dar e probabil un făcut. De când te cunosc aproape în fiecare zi am de învățat câte ceva nou. Te de pildă ceva să zică un rateu sentimental. Ești primul din viața mea, Vasile, și ai cu ce te făli. Sau să te obișnuiești să fii pe plan secund. Vasile a făcut o gafă îngrozitoare. Imediat după ieșirea lui Vivian din spital, avuseseră o discuție violentă. La reproșurile Ioanei că o sacrifică, Vasile argumentase că sănătatea lui Vivian primează. Dar eu?" se enervase Ioana. Cu mine ce faci? Tu ești pe plan, secund." Pictoriței îi se făcuse negru în fața ochilor, izbutise totuși să se stăpânească, rostise pe un ton care vibra, dar egal, fără acute. Auz Vasile?" Dacă vreodată îți vei scrie memoriile la rubrica gafe fatale, s-o treci pe asta ca pe cea mai măreață. Nu există femeie în lumea asta de la amărâta responsabilă cu curățenia la un veceu public până la regina Angliei care să suporte să ocupe un loc secundar în inima și viața bărbatului iubit. Te mai poți împăuna cu o performanță. În viața mea n-am fost mai grav ofensată de un bărbat, mai greu rănită. Ai făcut-o din prostie, dar gura netotului adevăr grăiește. Gafa, își zise acum Ioana, constituise adevăratul început al sfârșitului, sfârșitul dragostei lor. Păcat, oftă. Fără să-și dea seama, vorbise cu glas tare, Dumitraș cu o urmărea neliniștit. Ce-i păcat, iubita mea? Pictorița improviză la repezeală, râzând. Că n-am băgat și sticla cealaltă de șampanie la refrigerator. Da, nu-i nimic, punem cuburi de gheață. Inginerul se foine la îndemână. Știi, n-aș vrea să întârzi prea mult, vii... Se întrerupse, mușcându-și reflex buza inferioară. Ioana îi sări în ajutor, simulând că n-a sesizat nimic. Înțeleg, dragul meu, mai ai bagaje de făcut, telefoane, totdeauna rămâne câte ceva de rezolvat pentru ultimul moment. nu e așa? Era fericit că-l înțelege. În vestibul își luară încă o dată rămas bun. Dumitraș cu o ținea strâns lângă piept. Ai să mă aștepți, da? Ai să mă aștepți, promitem. Când închise ușa în urma lui, Ioana a avut impresia că ferecă un mormânt. Auzi limpede zgomotul lespezii. Capitolul 23 Da, îl distrusese și pe Mihai. Mulți ani după aceea, când Natalița din neîndurarea Domnului mai trăia, avea să-și spună că un destin hain își găsise în baroneasă unealta pe potrivă. Ciudat însă, îi se părea că aceeași mână înjunghiase trei existențe, a ei cu Anton și apoi a băieților. Și aici nu vedea decât ochiul lui Dumnezeu a țintit cu nemilă și mânie asupra neamului. Ce ticăloșii să fi săvârșit, oare strămoșii hatmani pentru ca ea, Natalița, să le plătească atât de greu. Războiul se mântuise și se întorsese acasă. Viața în București noi spitea, nu-și făcuse prieteni. Mormântul lui Justin, grădina unde căuta în duminica Paștelui iepura și ouă de șocolată, odaia care încă mai aromea și fre și regale roșii se aflau acolo, în ardeal. Mihai nu opintise să o oprească, avea necazurile lui, Odată cu noile el, fusese dat afară din armată, deblocat era termenul de ultimă oră și abia își ducea zilele. Piereta nu-i putea fi de folos, căci din ciripelă de salon, maniere alese, foc foxtrot și conga, nu faci borș. Mihai se străduia împlinind slujbe sărmane, administrator la un bloc, pasnic de noapte, prestare de muncă la domiciliu. Te cruceai ce îndeletniciri existau în lumea asta și la care nu te-ai fi gândit în veci. De pildă să faci plicuri, 25 de lei mia, să bortești la stanță foi de plută pentru dopuri de la sticluțele de medicamente, să îndrepți țevi strâmbe. Mihai mai încropea câte ceva din comisioanele vânzărilor la Talcioc. După ce curățaseră de acareturi casa lor, Vorba aceea, puteai acum învârti la ei o muță de coadă că n-avea de ce se anina? Îndeplineau același oficiu pentru prieteni. Iacă, măsuța venețiană încrustată o vinde Madame Băicoianu cu 300 de lei. Dacă Mihai izbutea un pol doi pe deasupra, ghișeftul lui. Seara, de braț cu piereta, îi isprăvea un restaurante ieftine la Virgiliu, la pui de urs sau zorile. Zăboveau dinaintea unui grătar cu mirosiute de cimbru și la o sticlă de vin acru și tulbure, amândoi trențăroși, hămesiți, amarnici. Mai cu seamă Mihai. Pe chipul gălbejit, tras, ochii ardeau de ură. Piereta, mereu puțin tică la minte, răsfoia amintiri pe care anile sulemeneau cu culori de sărbătoare. Sindrofii vestite, toalete, bucatele alese de la cutare ori cutare dejun. Ții minte masa de la nenea Manolache? N-am să uit niciodată șatobrian, nu acela cu vin de șabli. Mihai, dinaintea unui cârnat de vacă, cel mai ieftin, șase lei kilogramul, mâncat pe ziar împreună cu roșii de bulion, doar cincizeci de bani în loc de doi lei, simțea că-i vine să o strângă de gât. Peste jumătate de ceas ascultau însă împreună BBC-ul și Radio Paris și uitau. Glasurile îndepărtate le îmbujorau zilele, îndurau altfel garsoniera incomodă din magheru, veșmintele ostenite de moli și perie, pachețelele de băcănie, majunul în lădițe de lemn, prăjiturile de un leu cincizeci, mai mici decât o carte de joc îndoită. Natalița încrunta sprâncenele și cârtea. Asemenea viață duce la pieire, Mihai. Ce vrei să fac, mamă, ce vrei să fac? Îi auzea măselele pârâind de mânie. Lumea nu o mustu cu umărul, la rânduială nouă de prinderi noi. Ce-a fost adus? Geaba a întins mâna după ziua care s-a săvârșit. Dumnezeu tatăl să fi și nici cu degetul nu mai atingi poalele. Și ce vrei să fac vorbește? Ia-ți o slujbă cum se cade și lasă păcatelor radioul cel a blestemat. Ceia de colo oricât ți-ar stârni închipuirea? Nu-ți hrănesc pântecele. Ce slujbă? Era negru de furie. Ce slujbă? Sunt absolvent al școlii de război și ofițer de carieră, altceva nu știu să fac. Ți-au dat slujbă de contabil la ferma din Popejile Ordeni și ai zis nu. Învățător la Spanțov nu ți-a plăcut. Dinaintea lui Vasiliu, care te-a rugat să-l ajuți la birou, ai făcut. Adică, -ți convenea ție, mamă, ca eu, maior de stat major Mihai Racovicianu, să intru secretar la avocatul Vasiliu. Vasiliu, care lustruia mai acu 10-15 ani ghetele tatei în colț la universitate. Și Piereta? Nu se lăsase bătrâna? La ce zăbovește cu mâinile în poale? Ai dreptate, am să o fac țesătoare la fusul roșu. De ce nu dă lecții de franceză ca alte cucoane? Până la urmă îi se acrise și părăsise București. Mihai răsuflase ușurat. Nu că mai că s ar fi fost povară, dar la un moment dat, anumiți martori ai proprii tale existențe devin incomozi. În special când zise se împotrivesc. Bătrâna izbutise mai mult să le nerveze. Și după vreun an, da, în iarna lui 52, din nou soarta năprasnică poposise la ușile nataliței. Piereta vestea că Mihai fusese reținut, cofrat se exprimase netoata și trimis în judecată la tribunalul militar, uneltise din preună cu alți ci împotriva noilor rânduieli, iar cea care îl îndemnase la drum cu prăpastie era baroana. A fost condamnat la moarte ca trădător de țară. Am verificat toate datele oferite de calotă și sunt absolut exacte, Vâlcu suflă în capătul doar pe jumătatea prins al țigării ca să-i stimuleze Mai Maican, cu trenciul pe el, de la o vreme îi intrase frigul în oase, nu mai zbutea să se încălzească decât în pat între două radiatoare și cu fierbinte la picioare, dădu din cap. Mi-am închipuit. Tipul era prea calm, iar toate referințele controlabile. Scapă ușor pentru sigiliu, mai ales că n-are cazier. Spare rău? Surâse maiorul. Mă știi vreun sadic? Treaba e că asasinul se plimbă voios și ne dă cu tifla. Mă irită totdeauna când după comiterea unei crime trec mai mult de două săptămâni până la descoperirea vinovatului. Timpul nu e aproape niciodată în avantajul anchetatorului. Ce faci?" se interesa amuzat vâlcul. Îmi repeți abecedarul, chestiile astea le învățăm în școală. Deși, dacă ți-amintești, Dobrin de la criminalistică era mai optimist. Extindea termenul la șase luni. Dacă baubau o izbuti să nu se lase descoperi vreme de un semestru, în 90% din cazuri, rost despre nelegiuit ai faptă, va da doar tatălui tot puternicesc în cea zi, din cel veac. Maica nu trecu nerăbdător palma peste fața aspră. Barba îi creștea fantastic de repede și dacă se rădea la șapte dimineața, la zece, obrazul lui era satinat ca o foaie de glaș papir. Hmm. Se pare că mai noul conspecteți pe Damian Stănoiu. Ce ați făcut? Ați externat-o pe bătrână?" Maiorul vâlcu redeveni serios. Își încrucișă picioarele sub scaun și se aplecă înainte cu pieptul rezema de marginea biroului. Da, azi de dimineață, după ce a primit toate asigurările din partea medicilor că e complet restabilită și că reîntoarcerea în mediul familiar va avea asupra ei un efect binefăcător din toate punctele de vedere. Ești sigur că nu riscă nimic?" Dragul meu, eu ți-am dat prognoza medicilor. Oricând, oricui, se poate întâmpla orice. Îl ții minte pe grozea. A făcut infar la 40 de ani și mai sa, care-i cu un picior în groapă de când o știu, îi supraviețuiește de trei cincinale. Ok, bag de seamă că azi ești al dracului de cuvântăreț. Cum procedezi în continuare? O las să-și revină, mă rog, să se aranjeze, știi cum sunt bătrânii, habot, nici în materie de mani și tabieturi. Și fac o tentativă spre seară. Ce zice Dumitrașcu, tot ermetică?" Da, l-a expediat imediat ce a ajuns acasă. Cât despre o asistentă care să o supravegheze, nici n-a vrut să audă. Dacă nu mai sunt în stare să trăiesc singură, prefer să mor." E înțeleaptă," aprecie procurorul. Puștiu te însoțește?" Cine, Dumitrașcu? Da, el trebuie să-mi facă introducerea." Ascultă," făcu pe gânduri Maican, nu crezi că te pripești?" Nu știu de ce, dar am impresia, simt că ar trebui să o mai lași o zi două. Ciudat, eu simt că din potrivă nu trebuie să mai întârzi nicio clipă. Mai ca în râse. Dăm cu banul? Doar dacă mă asigur că ai de gând să pierzi. Maican nu vrut să-l asigure. Andrei l-o de serviciu și se îndreptă spre locuința lui Vâlcu. Bătrâna Racovicianu, nu prea bine dispusă, acceptase să-l primească la ora 5. Locotenentul urma să asiste la întrevedere, era dorința expresă a maiorului și dacă altădată pe tânăr l-ar fi încântat această posibilitate, acum se simțea inert, lipsit de elan, aproape plictisit. Era cauza pentru care viitorul îl umplea de neliniște cu lipsa de fantezie proprie tinereții, își imagina că nu-i vorba de o stare de spirit trecătoare și îl înspăimânta ideea că de aici înainte el și-a pierdut interesul pentru viață și profesiune, încercase să se analizeze, filtrase cât se poate de atent evenimentele din ultimele săptămâni și totuși nu izbutea să repereze cauza exactă a deprimării lui. Evident, toate conlucraseră, atmosfera de acasă, actul disperat al maicăsii, sentimentul de vină vis-a-vis de tumitrașcu, observațiile de la serviciu pentru pozna cu pompierii, dar toate se sfârșiseră și încă, într-un mod, față de acuitatea fiecarei situații în sine, mai mult decât satisfăcător. Atunci... În urma vizitei la Ioana Costea, atitudinea lui Vasile se schimbase, dar Andrei presimțea că nu mai la suprafață. Taică să îi răspunde la salut, discuta cu indiferență, Andrei simțea că ar fi preferat să evite orice conversație, îi punea întrebări convenționale. Era însă un alt Vasile, crispat și jenat de scuzele lui, pe care refuzase să le asculte, dar mai cu seamă neîncrezător. Nu era deloc sigur de dragostea și devotamentul fiului. Cel mai straniu îi se părea însă lui Andrei că Dumitrașcu plecase în concediu cu maică sa. Înainte de tentativa de sinucidere a lui Vivian, în casă se purtaseră discuții violente în privința acestui concediu. Pentru prima oară în viață, Dumitrașcu anunțase răspicat că vrea să-l petreacă singur și amândoi, el și maică sa, nu treau certitudinea că pictorii îl va însoți. Era și motivul pentru care Vivian se opunea categoric acestei perspective. Andrei înțelegea acum că doar o răutate nemărginită o determina să ia asemenea atitudine. Respingea cu patimă posibilitatea ca bărbată său să fie fericit, să se simtă bine, să se bucure de dragostea altei femei. Andrei, maturizat în câteva zile, se întreba ce-o fi în sufletul Ioanei, cum primise ea această hotărâre. Îi dăduse un telefon a treia zi după plecarea părinților în vacanță. Habar n-avea de ce o sunase, cedase unei dorințe irezistibile de a auzi glasul senzual din piept. Era caldă, amabilă, în dispoziție obișnuită. Ce face Vasile?" A plecat la predeal cu mama. Nu știați? Ba da, dragul meu, credeam că ți-au telefonat. Sper pentru ei să se distreze bine. Mai sună-mă când ai timp și simți că tovărășia unei cucoane în vârstă nu o să te plictisească. Și, iar ciudat, în mod normal, Andrei ar fi trebuit să se bucure că problemele de familie s-au rezolvat, că taică său și-a băgat mințile în cap și se află acolo unde-i dicta datoria de soț totuși simțea o ciudată strângere de inimă. O intuise de ajuns de bine pe pictoriță ca să realizeze că nu va îndura hotărârea lui Vasile, pe care o considera un afront cu etichetă perfect lizibilă, lipsă de sentiment. Nu, hotărât, tai că și Ioana nu vor mai fi împreună, îi părea rău pentru ei. Uite cum se termină dragoste. Andrei era trist, Vâlcu, în haine civile, îl aștepta rezema de gârdulețul scund care proteja spațiul verde din jurul blocului. Lua loc lângă locotenent și și-a prins țigara. Mizerabil amiralul, iar n mai merg, se prăjește pe calorifer. Vara însă, sunt o catastrofă. Ce noroc că nu fumezi. Mai am timp, zâmbi de conveniență Andrei. Vâlcu dădu hotărât din cap. Nu, băiete, pentru tine, în principiu, pericolul a trecut. Ai 23 sau 24 de ani. E prea târziu ca să mai faci pe nebunul. De obicei începem să fumăm pe la 14, 15, 16 ani ca să ne dăm aere. Vrem să fim mari, ne imităm frații care și ei sau mai muțări copiindu-i pe alții, etc. Vreau să spun, nimeni nu începe să fumeze pentru că simte nevoia, ci de fason. Îmi ține teoria chibritului, gândi Andrei, frânând cam brusc. Ocolise în ultima clipă mingea lui Dănuț care zburda în mijlocul străzii. Locotenentul își înghiți sudalma. Eu cred că păsta micul au șters din cartea de imobil. mi șună toată ziua pe uliță. Vâlcu îl privi surprins. Ești prost dispus? ce cu băiatul? Scuzați-mă. Maiorul zâmbi și întinse mâna lui Damian Junior, care ieși se încântat în întâmpinare. Ce mai e nou, broscoiule? Băiețelul păru nedumerit. Eu nu sunt broscoi. Dar ce ești? Măgar. Așa spune mama și că o să ajung un măgar mare, mare de tot, așa ca tata. Vâlcurâse cu poftă. Dar tu ce ai vrea să ajungi? Bunic? Spuse Iute Dănuț. Se vedea că ținea răspunsul în buzunar. Bunic? De ce? Nu merge la grădiniță toată ziua asta la televizor și nu-l trimite nimeni să-și spele urechile. Prețuiesc politeța dumneavoastră, domnilor, deși știu că, mai mult decât sănătatea mea, Altele v-au dat ghes să mă cercetați. Stătea liniștită într-un jilț vechi, pe maior care în tinerețe urmărise niște cursuri de pictură la Universitatea Populară și învățase să privească mâinile oamenilor, cele ale bătrânei îl impresionară. Noduroase, cu vene umflate și proeminențe caracteristice gutei, vorbeau mai mult decât chipul brăzdat despre o viață gran cercată. Declară de conveniență. N-ar trebui să spuneți asta." De ce nu? Îs prea ostenită de ani. Cerul mi-a luat tot ce-am avut mai de preț. Iar vorba de slușită nu îmi poate aduce ponoase. Vă rog să mă credeți că sănătatea dumneavoastră a stat mereu pe primul plan. Știu, știu. Acum, la sfârșit, bag de seamă că oamenii sunt mai buni decât mi-am închipuit. Au venit să mă întrebe de sănătate și dacă n-am nevoie de oarece familia Damian, avocatul Petrovicianu, Sârbuleștii și surâse cald. Bineînțeles, micul meu prieten dănuț. Aveți o exprimare ciudată, constată vâlcu. Vreau să spun neaștepta de... găsi? Arhaică. Foarte frumoasă de altfel. E vorba noastră din bătrâni. M-am născut pe malul trotușului și, la vremea aceea, așa glăsuiau oamenii. Locotenentul Dumitrașcu, așezat în colțul opus al odăii, privea în jurul lui. Interiorul îi se părea cumplit de bătrânesc și în ciuda unor mobile și obiecte pe care le intuia de preț, își zise că pentru nimic în lume nu i-ar plăcea să locuiască într-o asemenea ambianță. Era sensibil la decor. În timpul studenției, deși avea o gazdă extrem de comodă și convenabilă, chiar în apropierea facultății, o schimbase cu alta, renunțând la o grămadă de avantaje, îl indispuneau pereții zugrăviți cu floricele verzi, Baia ai cărei pereți și robinete plângeau în permanență. Adevărat, îl auzi pe maior, nu vă înșelați. Ne interesează în cel mai înalt grad tot ce știți despre Katinka Varlam. Deși ați cunoscut-o, ați refuzat să ne furnizați orice amănunt în legătură cu ea. Natalia Racovicianu întoarse ușor capul, privirea ei se năspri apoi, încetul cu încetul, se dilua. În spatele ei, lângă câteva icoane scumpe, atârna un calendar de perete. Curiozitate, dar câte n-au bătrânii, pe măsură ce zilele treceau, Racovicianca nu rupea filele, ci le întorcea peste cotor, fixându-le cu o bandă subțire de elastic. Așa e, oftă. Am cunoscut-o. Am cunoscut-o mai mult decât oricine în asta lume. Am avut năpraznicul nenoroc să o cunosc. Mi-i silă să vorbesc despre ființa ei satanicească, așa cum mi-ar fi silă să învârm mâna într-un cuibar de șerpi. Să mă ierte tânărul acesta care m-a scăpat de la moarte. Lăsați, făcu intimidat Andrei. Acum vorbe pricepând că spusele mele de vreme ce apăsați atâta vor aduce oare ce folos. Am cunoscut-o acum 62 de ani, la puțină vreme după ce mă căsătorisem cu dumnealui, Anton Racovicianu. Era cea mai chipeșămuiere muiere din târg, Căsătorită cu baronul von Kroger. El stăpânea castelul din Deal. Se pare, observă maiorul, că în afară de această frumusețe extraordinară, avea și o minte extrem de ageră. Bătrâna dădu cu tristețe din cap. Da, așa e. Baroneasa avea toate însușirile ce îi puteau folosi ei, făptura diavolului, niciuna însă de care s-ar fi putut bucura semenii cei din jur. Nu mai la doi ani după ce mă măritasem, a devenit ibovnica lui Racoviceanu. Și chiar de ei a fost nu rare ori necredincioasă. Au rămas din preună până ce el s-a prăpădit în preajma războiului. Vâlcu asculta copleșit. Sfinte Doamne, ce viață! Prin câte încercări trecuse femeia aceasta puțin tică la trup, cu chipul uscat, acum un pumn de durere își aminti de vorbele unui bătrân surprins odată întâmplător pe când se afla la băi. Să te ferească Dumnezeu de zile, de ceasuri, când moarte ai socoti o un dar divin. Viața, bunul cel mai de preț, se spune frecvent, nu, conchise vâlcu, decât o existență, calvar ca a Nataliei Iracovicianu, mai bine neantul, de zece, 10, de o sută de ori. În adolescență și chiar în primii ani din tinerețe, maiorul visase o viață bogată, aventuroasă, plină de evenimente și momente fierbinți. Cine n-a cunoscut suferința, foamea și războiul, acela nu știe ce-i viața. Prefer să nu o cunosc. Și pentru că trecuse de 40 de ani, începuse să aprecieze traiul tihnit, fără surprize, când știi exact ce se va întâmpla mâine, săptămâna viitoare. Marțea spălăm, joi canastă, ca de obicei cu familia Popovici, duminică dimineață luăm pledurile, încărcăm frigiderul de mașină și... Şi... la pădure. Bătrâna continua să povestească. Izbutise să se detașeze și folosea un ton calm, de parcă ar fi relata subiectul unui film sau al unei cărți. Vâlcu se uită la Andrei. Se părea că istoria cu tremurătoarea racoviceancăi izbutise să-l scoată din starea de indiferență aproape letargică, pe care i-o constatase în ultimul timp. O asculta cu respirația tăiată. Pe comoda cu crustații de fildeș se afla portcleful bătrânei, una nouă cu două cheiale și una mai mică, de diamantan. Obișnuit să țină mereu ceva în mâini, bricheta, pixul, le luă reflex și începu să se joace cu ele. O idee neașteptată îl străfulgeră. Bătrâna tocmai relata condamnarea la a lui Mihai și vâlcu, scuzându-se, o întrerupse. Simțea că nu mai are răbdare. Vă rog să mă iertați un moment. Am ceva urgent de rezolvat cu subalternul meu. Ieși cu Andrei până în vestibul și se întoarse aproape instantaneu. Vă rog să continuați, doamnă. Bătrâna sură se chinuită. Păi, ce să vă mai spun? După moartea celui de-al doilea fecior, m-am întors iar acasă. Sunt treizeci de ani de atunci și Dumnezeu nu s-a îndura să mă strângă din meleag. Nu înțeleg un lucru, cum de fiul dumneavoastră a fost condamnat la pedeapsă maximă, iar Catinca Varlam a scăpat doar cu doi ani? A, știu, din să vâre pe alții în primejdie, iar rămânând în umbră. La judecată nu i-au putut dovedi decât vină ușoară. Cercetați dosarul, căci el trebuie să se afle în arhivele de la București și vă veți încredința. Da, da, încă un amănunt, datorită cărei întâmplări ați locuit în același mobil. Natalia Racoviceanu și pipăi cicatricea de lângă tâmplă. Pe pielea gălbinicioasă părea un rânjet crud. Ca pentru a-și dezmorți oasele, vâl început să se plimbe prin încăpere. Se apropie de calendar și foile tonă paginile prinse în elastec. Se opri la o anumită dată și rămase încremenit o secundă. Respira adânc și rosti distrat. Da, doamnă, vă ascult! Din nou mâna diavolului! Când s-au fost săvârșit sistematizările în târg, am căzut în același necaz și eu, și ea, deși locuiam pe străzi deosebite. Ne-au repartizat în același bloc. Mai toți vecinii suntem veniți odată. N-ați încercat un schimb de locuință? Îmi închipui că eventualitatea zilnică de a vă întâlni vă era odioasă. Îi cunoșteam orele de ieșire și le ocoleam cu grijă. Ies puțin. Că despre schimb nu putea fi vorba. La spațiu aveau griji mai mari decât să asculte necazurile unei bătrâne. Am încercat o singură dată și m-au socotizănate că ce nu-ți place cu coană? Ai 32 de metri pătrați, baie, bucătărie, balcon, verdeață, palat. N-aveți ce face, asta e. Dacă nu mișunați prin policlinici, dați buzna la spațiu. Vâlcuș stăpâni surâsul. Își putea lez, ne imagina funcționarul, un bărbat rotofei de vârstă mijlocie, asediat de probleme reale, familii care stau la comun sau cu doi-trei copii locuind într-o singură odaie, etc., reacționând căpiat la pretențiile unei bătrâne care vrea să se mute pentru că nu suportă să respira același aer cu altă babă zăpăcită, vecină de la doi. Mi se pare că s-a întors sub alternul dumneavoastră," remarcă bătrâna. Am auzit ușa. Maiorul ieși în întâmpinarea lui Andrei. Părea derutat și clipea mărunt. Șopti. Ia la albă e de la apartamentul ca tincă varlam. Vreau să spun că am deschis fără probleme. Procurorul Maican se scărpină în creștetul capului. Părul scurt și des ridica un ciuf, iar acesta, la rândul lui, ridica un semn de întrebare era dintre fericiții care nu chelesc după 30 de ani. Am impresia că am intrat în plin fantasmagoric. Revinoți, vrei un pahar cu apă? Se interesă zâmbăreț vâlcu. Ei, asta nu mai cred. Nenorocită aia de 100 de ani care și asasinează contemporana miis România înainte de Hristos. Nu fac decât să-ți etalez niște probe. Fila de calendar găsită în pumnul victimei are exact aceeași dată, 6 ianuarie cu cea care lipsește din calendarul Nataliei Iracovicianu. Se poate presupune că o avea undeva într-un buzunar. O interesau probabil rețetele, a rupt-o și s-a gândit să o pună bine. Încercând să se apere, supoziție, Catinca Varlam i s-a agățat de haine. Pricep, îl întrerupse Maican. În polisierurile proaste, în pumnul victimei se găsește de obicei un nasture. Ai ceva cultură! Urmează proba a doua, cheia de la apartamentul Catincăi Varlam. Cum și-a procurat Oracovicianca, rămâne de văzut. Dar așa se explică de ce n-am găsit ușa forțată în noaptea crimei. Și a treia chestie. În baie sub chiuvetă am găsit o secură de bucătărie. Ți-mi minte supoziția medicului legist în legătură cu arma crimei? Procurorul sări în picioare. A, nu, monșer! E gros, prea gros! Primul lucru de care se descotorosește un asasinul constituie instrumentul criminal. Vâlcu sură se dulce. Omiți o chestie importantisimă. Natalia Rakovicianu nu e o ucigașă de profesie. Și pe urmă, mă întreb dacă îi pasă prea mult de ce se va întâmpla în continuare. Are aproape 80 de ani, într-un fel a scăpat de sub controlul justiției omenești, iar victima e a distrus realmente viața. Rakovicianca pleacă pe lumea cealaltă răzbunată. Bine, respinse Maican, dar noaptea crimei era bolnavă a fost salvată în ultima clipă. De ce n-ar fi simulat? Îndoielnic. Mă păcălește pe mine, să zic, sau pe popescu de la spații verzi. Dar nu poate induce în eroare un medic. Și apoi cum îți explici rana de la cap?" Nu mi-o explic, dar las deocamdată chestiunea pe plan, secund. Totul se rezolvă." Mai îl privi fix. Ești convins, perfect convins, că Natalia Racovicianu este autoarea crimei?" Maiorul vâlcu zâmbi. De ce nu?" La o săptămână după ce plecase împreună cu nevastă sa în concediu, inginerul Dumitraș cu fusiliță se întoarcă acasă, solicitat imperios de direcția întreprinderii. Anumite necazuri intervenite la secția Cazane, aflată sub conducerea lui, îi reclamau urgent prezența în oraș. Zăbovi la uzină până târziu și abia către orele nouă seara ajunse la locuința Ioanei. Îi bătea inima și de emoție, de dor, de nerăbdare, nu nimerea cheia în broască. Încerca să o mică decepție văzând ferestrele întunecate. Excludea din capul locului posibilitatea ca pictorița să doarmă la ora aceea. Poate că se afla în baie, dar mai sigur nu era acasă. Mai târziu de miezul nopții nu vine, se consolă Vasile. Noi cârcium în tot târgul care să închidă după 12. Se gândi apoi la surpriza Ioanei, dând ochi cu el în dormitor. Living Lizbiră aromele familiare. Tutun, parfumul ei șoc de cardin, miros vag, uleios de vopsele. Inginerul apăsă pe comutator. Lampa de colț așezată lângă consolă umpluncă pera cu lumina dulce, îmbujorată, pe care o asocia totdeauna cu tenul pictoriței. Îi întâlni chipul în bibliotecă. Era una din fotografiile ei cele mai avantajoase. Are atmosferă, optimism. Îmi ocolește cu generozitate defectele și în același timp îmi seamănă. Ce defect ai tu, Ioana? Nu-ți găsești niciunul. Îi luase capul în mâini, îi simțea așa cum palmele răcoroase pe obraj și îl sărutase. O grămadă, pot să umpli un geamantan, dar n-am interesul să ți le spun. Nu, Ioana nu era acasă. Peste tot stăpânea întunericul, în baie lăcrăma un robinet care nu fusese bine închis. Pic, pic. Bine dispus, inginerul dădu drumul la casetofon. Glasul lui Dan Spătaru îi ridică un nod în gât, îl emoționa până la lacrimi. Nu m-am gândit, nu m-am gândit la despărțire, acum când eu credeam mai mult în dragoste, iubirea mea nu-i frunză în vânt, nu-i nălucire. cu tine eu doresc să-mi în clipele, dar dacă azi te-ai hotărât și vei pleca, eu îți doresc să ai noroc și fericire și uită-mă. Sunt trecător prin viața ta. Melodia noastră, șopti vasile impresionat. Ioana, Ioana mea, de câte ore ai ascultat-o? Ai ascultat-o mereu? Înseamnă că te-ai gândit la mine. vot că într-un pahar mare și cu țigara aprinsă se așeză pe sofa. Își plimbă prin încăpere privirea încețoșată. O vedeam în fiecare Ungher lângă fiecare obiect profilată pe perdeaua violet. Picioarele bronzate ale Ioanei zărite prin despicătura peinoarului când traversează livingul spre telefon, cu brațele ridicate aranjându-și părul rebel dinaintea oglinzii, Ioana în toaletă de seară cu un porțigare de 20 de centimetri, Ioana încolocită ca o liană de trupul lui. Te iubesc, Vasile! Nu știu de ce, dar te iubesc! Într-un târziu, abandonă paharul gol și închisă casetofonul. Era obosit și nu prea sigur pe picioare. Băuse mai multe pahare repede și pe fond de oboseală. M-am ciupit, o să mă găsească dormind. Și se gândi înfiorat la clipa când îi va simți trupul cald lipit de-al lui. Trecând dormitor și deschisă lumina. Dădu la o parte cuvertura de catifea violet, contrar obiceiului când ieșea seara. Ioana nu așternuse patul și în aceeași clipă simți că inima nu-i mai bate. Pe noptieră, lângă veioză, într-un pahar de argint se ofilise o garoafă albă. Vasile luă cu mâna tremurândă biletul care se rezema de văscior. A câștigat Vivian. Fii binecuvântat. I. Capitolul 24 Maiorul Vâlcu plecă de acasă prost dispus. Se certase din nou cu fiul său, elev în clasa 8 -a, a cărui situație școlară era de-a dreptul catastrofală. Mergea prost de tot cu matematica și, după perspectivele sumbre, o simplă corigență ar fi fost floare la ureche. Toate metodele posibile, meditații, supraveghere atentă, vorbă bună ori scandaluri, persoasiune sau pedepse inumane, interzis televizorul, casetofonul, filme, întârg, patinaj, etc., nu duseseră la niciun rezultat. Fără îndoială, băiatul n-avea bosa cifrelor, cui dracu să-i semene când eu nu mai știu tabla mulțirii, iar mai căsa dacă intră într-un magazin, ceea ce a devenit un tic nervos, nu face deosebire într-o bagnotă de 10 lei și una de 100. Dar se dovedea și de o încăpățânare incalificabilă. Față de fecioră său, un catâr îndărătnic ar fi părut un iepuraș docil. Ceea ce îl irita în special pe vâlcu era faptul că în sinea lui îi dădea dreptate puștiului și în consecință argumentele lui erau neconvingătoare, evoluând între tonul acut și tiranicele, total nepedagogicele, te poftesc să pui mâna pe carte, să nu te mai prind că, așa trebuie, ești un neisprăvit, etc. Practic, băiatul avea aptitudini certe pentru literatură și istorie, și nu înțelegea de ce trebuie să-și tortureze mintea cu o materie repulsivă și cu ale cărei subtilități n-avea să se mai întâlnească niciodată în viață. Și așa e, domnule, reflectă maiorul traversând bulevardul. Fie vorba de când am isprăvit liceul, n-am avut de a face decât cu cele patru operații aritmetice, din care împărțirea, ca să fiu sincer, mai ales dacă e vorba de zeci male, mă pune serios în încurcătură. La ce o să-i folosească ăstuia când l-o studia pe Burebista sau Nabucodonosor? Teoria mulțimilor ori formula de rezolvare a unei ecuații diferențiale de gradul 17 sau 2007. Avocatul Petrovicianul pofti înăuntru cu aceleași gesturi și aere de mare senior. Era îmbrăcat de oraș într-un costum cenușiu închis la care a sortat o cravată diplomat cu dungi albastre și albe. Arăta bine, impozant și, deși în vârstă, părea sănătos în formă încă verde. Din încăperea alăturată se auzi răzgomote și maiorul se interesă arătând cu bărbia spre ușă. Aveți musafiri? Avocatul schiță un gest de indiferență. N-are importanță o mică prietenă. Tot o protejată, presupun. N-am înțeles ce vă deranjează, surâse Petrovicianu. Termenul sau faptul în sine? Nici una, nici alta. Altceva mă deranjează. Întrebă, brusc, de ce ați omorât-o pe Catin Cavarlam? Trupul și chipul avocatului deveniră rigide. O secundă doar apoi se redresă. E clar că l-am lovit în plex, gândi vâlcu, dar trebuie să recunosc că are nervi de invidiat. Bronz! Petrovicianu abandonă trabucul pe care se pregătea să-l prindă. Gesturile îi erau calme, măsurate. Ce vă determină să credeți că eu aș fi asasinul nefericitei doamne? Glasul era egal, cald, politicos, indiferent. Ai fi zis că schimbam abilități convenționale cu un amic la club în așteptarea partidei de bridge. Domnule Petrovicianu, începu maiorul pe un ton hotărât. Am apreciat totdeauna adversarii inteligenți. O infracțiune de care s-au făcut vinovați, ci jucătorul. Înțeleg foarte bine, nu trebuie să-mi traduceți. Perfect. Mă aflu azi, acum, în fața unui asemenea personaj. În consecință, renunț la tradiționalul mod de anchetă, la mișcările de învăluire, jocul nervilor, manevre, jocuri, etc., voi fi scurt. Nu cer nimic altceva, zâmbi Petrovicianu. Dacă vă amintiți, ați afirmat mereu că victima trăia de mai multe vreme o stare de neliniște, care în ultimele ei zile de viață devenise de-a dreptul alarmantă. Perfect exact, nu retractez nimic. Maiorul tăcu privindu-l pe subsprâncene. Oare? În seara care a precedat crima, deci 7 ianuarie, ați avut o ultimă convorbire telefonică cu doamna Varlam. Respectiv ați sunat-o dumneavoastră fără vreun motiv special, în afară de grija, hai să-i spunem, devotamentul unui bun și vechi prieten, care știindu-și amicul într-o stare de spirit particulară, îi oferă asistența sa sufletească. Cu această ocazie ați constatat că anxietatea Catincăi Varlam, teama ei, devenise termenul dumneavoastră de-a dreptul isterică. Aha, făcu avocatul cu o expresie de parcă ar fi recapitulat mental momentul respectiv. I-ați recomandat calm, un tranquilizant, uși și ferestre bine ferecate. Relatarea dumneavoastră e cât se poate de fidelă. Îmi pun o întrebare. La gradul de prietenie practicată, cum se face că nu v-ați dus să o vedeți? Prezența fizică a unei persoane apropiate spulberă sau cel puțin atenuează mult Sentimentul de teamă, obsesiile, pierd din acut, omul negru nu mai e chiar atât de negru. Petrovicea nu ridică mâna. O clipă, vă rog, ce puteam să fac? Să dorm la ea? Și asta să zicem. În seara respectivă, frica ei luase -o, o tușă paroxistică. Chiar patetică. Eu însă am diagnosticat-o drept nervi total scăpați din frâu. La urma urmelor, de câteva săptămâni îmi repeta același refren, iar eu în seara aceea eram ocupat, așteptam pe cineva una din micile dumneavoastră protejate?" se interesă maiorul fără nuanțe. De ce nu? În definitiv, la vârsta mea, orice plăcere poate fi ultima, iar mie nu-mi place să-mi ratez ocazile. Cred că aceasta este o atitudine înțeleaptă. În noaptea sublinie, cu pricina însă, a făcut o excepție. Sprâncenele avocatului se încrețiră ușor. Da, o abatere de la filozofia dumneavoastră de viață. Ați fost totuși la Catinga Varlam. Hmm, iată ceea ce aș numi eu o afirmație cel puțin hazardată. Cum ați dedus? Ajungem și aici. Înainte, doresc să-mi precizați un amănunt. I-ați telefonat victimei în jurul orei 19. Am repetat-o de vreo 14 ori până acum. cu zâmbi dulce și avocatul a avut impresia că de susuri de șarpe. Ce număr ați format, vă rog? 14073. Precis? Petrovicianu a avut senzația că alunecă, ce vrea cu asta? Simțea cursa, dar nu putea depista în ce constă. Precis! Și v-a răspuns că ca tinca varlam? Bineînțeles că ea nu vă înțeleg jocul. Nici eu nu înțeleg cum de putu răspunde de vreme ce numărul ei se schimbase chiar în dimineața zilei de 7 ianuarie. Avocatul se lăsă pe spate. Își ciupi bărbia de câteva ori uitându-se ținta la major. Da, m-ați marcat, nu văd însă ce puteți demonstra cu asta. O mică minciună care trebuia să pregătească o pistă falsă. Pista falsă se numea Emil Calotă, picat întâmplător în oraș și în această afacere. Ați profitat de prezența lui aici, îndreptând cu abilitatea asupra personajului bănuielile noastre. Neliniștile, presimțirile victimei erau generate de un individ care făcuse cândva o haltă suspectă în existența soților Varlam cu aceeași abilitate, inițial pentru a nu vă simți manevra, ați simulat că nu vă convine să vorbiți despre el, că l acoperiți chiar, pentru că au ulterior de masca de noi, vezi, doamne, și neavând încotro să recunoașteți că Emil Calotă nu e deloc o persoană străină pentru dumneavoastră. Cam alambicat, de împotrivă extrem de simplu, să nu uit, cum vă simțiți cu piciorul? Petrovicianu îl privi mirat. asta e problema dumneavoastră cea mai importantă. Aha," zâmbi vâlcu, am afirmat că noaptea crimei a fost în locuința catincăi Varlam. Cum o dovediți?" Maiorul râse arătând spre picioarele avocatului. V-ați lăsat semnătura pe linoleul din vestibul. O gafă atât de naivă încât în locul dumneavoastră aș roșii. În noaptea despre care vorbim, purtați o pereche de pantofi clujana cu talpă microporosă antiderapantă. Există zeci de mii de exemplare din acest sortiment în oraș." Da." Fu de acord maiorul, mereu bine dispus, dar există o singură pereche la care zigzagurile uneia din tălpi, cea dreaptă, sunt tocite și intacte la cealaltă. Ca să fiu mai explicit cât ați stat în gips, ați spurtat doar pantoful stâng de la respectiva încălțăminte. Ușa se deschise și maiorul se întrerupse. Capul unei fete, fardată și cu cercei pretențioși de seară, se-i vin crăpătură. Ce facem, Dedi? Nu mai ieșim? Ieși! făcuse ca avocatul. Se ridică tacticos, deschise seiful, l -o un plic sigilat și fără un cuvânt îl întinse maiorului, împreună cu un cup papier. Se întoarse apoi cu spatele și încrucișându-și brațele, rămase nemișcat ca o statuie. Surprins, vâlcu tăie plicul. Eu?" subsemnata tinca Varlam, domiciliată în alea stupinei numărul 69, aflându-mă în deplinătatea facultăților mele mentale și liberă de orice constrângere, declar că atinsă fiind o boală incurabilă și având totodată anumite interese de ordin strict personal, l-am convins pe vechiul meu prieten, avocatul Dinu Petrovicianu, să-mi pună capăt zilelor. Sunt ucisă în urma dorinței mele exprese, sus numitul fiind mai presus de orice culpă azi, 7 ianuarie 1980. Maiorul îl privi iurit. Avea impresia că navighează în plin fantastic. Rostie în sfârșit. Nu mă îndoiesc de autenticitatea scrisorii. Dumneavoastră știți însă la fel de bine ca și mine că, deși cu circumstanțe atenuante, fapta dumneavoastră cu tot asentimentul sentimentul victimei rămâne totuși crimă, iar prezenta nu vă poate exonera de răspundere. Evident, îmi închipuiam însă că nu veți ajunge la mine niciodată. Scrisoarea i-am cerut-o ca o măsură de precauție pentru caz extrem. Nu mă absolvă de pedeapsă, dar în loc de 20 de ani scap cu maxim 5. Mai vine o amnistie, mai lucrez, în sfârșit. Cum te ați lovit, v-ați lăsat convins să comiteți un asasinat? E aproape de necrezut. Mi-a oferit, în schimb, celebra ei casetă cu comori, valută și bijuterii. Maiorul desemnă o figură năucă. Să dea dracu!" o scăpă, dacă mai pricep ceva. Arătă prin cameră. Nu vă ajunge ce aveți aici cât credeți că o să mai trăiți. N-are importanță, țurâse Petrovicianu. O lună, un an sau cinci, da, să fie buni. Micuțele protejate, am remarcat că termenul vă obsedează. Nu sărută după ureche. Domn, septuagenarea căror generozitate se limitează la cifra cu indiferent câte zerouri, prea multe nu în cap, înscrisă pe un talon de pensie. În sfârșit, nu înțeleg altceva. Dacă tot voia să moară, de ce nu s-a sinucis? Și de ce dumneavoastră ați ales o modalitate de crimă atât de sângeroasă? Toată piesa trebuia să poartă o pecete și o semnătură. Pecetea se numea răzbunare, iar semnătura Natalia Rakovicianu. Pe chipul lui Vâlcu, expresia de buimăceală era atât de clasică, încât Petrovicianu început să râdă. Răzbunare? Dar dacă era fire să se răzbune cineva, aceea era doamna Racoviceanu. Sunt de acord cu dumneavoastră. În realitate n-am să o înțeleg și nimeni n-a înțeles-o vreodată pe Catinca. În fapt e cert, a urmărit-o toată viața pe Natalia cu o ură crâncenă. Pricep să-ți detești călăul cu patimă, dar de ce victima? Racovicianca nu i-a fost niciodată rivală și chiar dacă a dușmănit-o în mod inevitabil pe Catinca, n-a constituit un vrăjmaș periculos. Nu o pot taxa pe răposată decât într-un singur fel. O femeie diabolică. Iar acum știind că se prăpădește, medicii nu-i acordau mai mult de o lună, două. S-a gândit să-i joace Natalie o ultimă și sinistră festă, să-i ofere ultimul cadou. O acuzație de crimă. Un knockout care desăvârșea o operă bestială cu un itinerar de aproape 60 de ani. Dacă stăm și ne gândim bine, râse încetişor, avem de-a face cu un caz unic. Criminalul, e de fapt victima. Iar dumneavoastră n-ați pregeta să-i dați concursul. Aș prezenta fapta mea drept pildă într-o școală primară. Dar dacă te gândești, nici racovicianca nu mai are mult. Pocni din degete. Nu poți calcula niciodată totul și mereu mi-a fost teamă de imprevizibil. Faptul că Natalia a avut criza aceea chiar în noaptea crimei a scos-o aproape total din cercul suspecților. Da, aproape. Ați avut însă grijă dumneavoastră să ne oferiți probe de vinovăție. Cheia, satârul, fila de calendar? Una din condițiile înțelegerii mele cu Catinca era să îndrept toate bănuielile asupra Racoviceancăi, Altfel circul nu mai avea sens. Și apoi trebuia să existe un vinovat. Inculpând-o pe ea ipsofacto, mă acopeream pe mine. Vâlcul cercetă lung, îl privea consternat, dar în același timp cu o curiozitate specială, științifică. Ce simțiți? Cum vă simțiți acum?" Petrovicianu șovăi o clipă, răspunse pe un ton indiferent. Mm, nu prea rău." Se îndreptă spre ușă și o deschise hotărât. Cecilia? Nu mai ieșim astă seară." Terasa restaurantului construit pe malul mării țâșnea chiar deasupra valurilor ca un sertar uitat deschis. La mese, umbrele portocalii filtrau lumina puternică a miezii, colorând chipurile consumatorilor. Era ora cea mai fierbinte a zilei și Ioana își retrase brațul, rezemat de lădița metalică, unde petunii albe și brumării îndurau arșița necruțătoarea a soarelui. Sorbind din paharul cu bere, urmărea amuzată lumea care trecea pe faleză. Costume de baie fistici, sacoșe colorate, pălări texane, torsuri goale bronzate, multe picioare de sculțe, curcubeu de zgomote, tranzistoare, muzică de la radio vacanța, râsete, voci de copii, strigăte. Glasul valurilor izbindu-se de temelia restaurantului. Era un peisaj care îi se potrivea și pe care îl iubise totdeauna, vioi, tonic, colorat. Aici, în ambianța caracteristică sezonului, simțeai că viața e minunată, credeai în fericire. se întoarse zâmbind spre bărbatul din fața ei. Ai băgat de seamă? Se poartă iar pijamalele de plajă și spadrilele cu toc înalt. O modă delicioasă îți dau un stil. Ororile acelea de halate din prosop și papucii de cauciuc pe un deget mă indispuneau pur și simplu. Ea însă și arăta foarte bine, bronzată, într-o pijama corai și cu părul strâns într-un turban alb cu nod sofisticat. Bărbatul îi luă mâna și o sărută pe poanie. Tu ești cea mai frumoasă!" Se ridică. Mă scuz numai o secundă!" Ioana își îndreptă iar privirea spre faleză, simți că inima îi se oprește în loc. Vasile, însoțit de nevastă, s-a vâra în sacoșă din mers o pungă cu piersici. Arăta bine, poate un pic mai plin, dar amănuntul nu deranja. Din potrivă, viriliza silueta altădată de băiețandru. Vivian gesticula cu vioiciunea caracteristică oamenilor bolnavi de nervi, iar el asculta dând din cap distrat. Pictoriței îi se umeziră ochii. Nu trecuse un an de când bărbatul acesta o mai strângea în brațe. Bărbatul care însemnase totul pentru ea îi urmări lung până dispărură înghițiți de mulțime. Rupse reflex o petunie albă și o duse la nări, răsucind-o între degete. Crâmpeie de trecut, imagini, șoapte, cuvinte îi străfulgerau aducerea minte ca niște fleșuri. Ioana, Ioana mea, ai răbdare! Iubesc pentru prima oară în viață! Cu tine am cunoscut fericirea, cu tine am aflat ce-i dragostea! să nu mă părăsești, ai răbdare, te iubesc. Plângi? Ioana tresări. Nu, dragul meu, lumina e prea puternică. Unde ai fost? Am comandat șampanie. Pictorița îl într-o privire amuzată. Șampanie la prânz, ce-ți veni? La prânz sau în creierii zilei. Ce importanță are dacă sunt fericit? Și sunt fericit! Bărbatul îi luă mâna și îi sărută inelarul, acolo unde strălucea o verighetă încrustată, geamănă cu a lui. Te iubesc! O adiere de vânt fură petunia de pe masă, o purtă prin văzduhul încins și o lepădă cu degete gingașe pe creastă de val. Floarea albă pluti câteva clipe ca un fluture răpus, ca un rămas bun. Apoi, pierii. Aici se termină cartea cu numele Apel din Necunoscut. Sper că v-a plăcut. Mi s-a părut o carte foarte, foarte interesantă. Deși începutul poate puțin tel greoi, dar s-a redresat foarte rapid, cel puțin, ăsta este punctul meu de vedere, mi-a plăcut extrem de mult. Și nu, no, chiar m-am simțit puțin tristă că se termină, parcă aș fi vrut să mai aflu câte ceva despre, despre personaje. Uh, bun. Încă o dată vă mulțumesc că sunteți alături de mine. De mâine, duminică, vom începe Cocoșatul are alibi. Și pentru că nu am apucat încă, o să vă urez tuturor o primăvară minunată, o primăvară frumoasă, plină de lumină, de fericire, plină de sănătate, în primul rând. Și vă mulțumesc încă o dată că sunteți aproape, că sunteți alături, că sunteți prieteni. Vă mulțumesc că mă ascultați, vă mulțumesc pentru mesajele frumoase și vă îmbrățișez cu mult, mult, mult drag pe toți. Până data viitoare să ne auzim cu bine. La revedere!